Salutare! Bine ai revenit pe canalul meu! Sau dacă ești pentru prima dată, am să te întâmpin cum bine ai venit! Astăzi vreau să vorbim despre o pompă de căldură aer-apă de la Nibe F2120, o pompă de căldură din gama premium. Acest clip este susținut de către Nibe România împreună cu partenerii noștri la TrustExpert.ro. Am să-ți las în descrierea acestui clip linkurile către site-ul lor, unde vei găsi o gamă foarte complexă de modele de pompe de căldură și alte soluții de încălzire și climatizare și ventilație pentru case și altfel de construcții. De asemenea, folosind linkul în descriere, vei avea acces la o gamă foarte largă de informații tehnice, pentru că eu am să-ți prezint pompa de căldură astăzi cât se poate de succint, pentru că sunt foarte multe informații tehnice pe care, efectiv, e bine să le cunoști chiar tu și să le discuți cu un consultant de pe site-ul lor. Ce mi-a atras mie foarte tare atenția la această pompă de căldură, de fapt la acest model de pompă de căldură, a fost modul de optimizare și cât de avansată poate să fie pentru a fi automatizată. Mie mi se pare un lucru foarte important în zilele noastre să ai acces la echipamente care sunt foarte prietenoase cu tehnologia și cu tot ce înseamnă aplicații și această pompă de căldură chiar știe să facă foarte multe chestii. Un alt aspect care este foarte important pentru acest model de pompă de căldură aer-apă este coeficientul de performanță de 5.0. Acest coeficient de performanță pune această pompă pe o poziție foarte importantă comparativ cu alte pompe similare. Asta înseamnă că este foarte potrivită pentru zonele foarte friguroase unde temperaturile pot coborâ până la minus 25 de grade și ea reușește să facă față cu brio până la încălzi apa pe tur la 60 de grade Celsius. Însă ca să fim mai eficienți și mai succinți, o să începem împreună să ne uităm pe o prezentare de pe site-ul celor de la TrustExpert.ro, astfel încât să punctăm cele mai importante caracteristici ale acestui model. Tot ce trebuie să faci este să intri pe site-ul de la trust-expert.ro și acolo o să găsești o gamă largă de produse. Eu am să-ți las și linkul acesta pentru această pompă de căldură în descriere, astfel încât să ajungi direct la ceea ce noi ne uităm astăzi și pe pagina pe care vom și discuta în această prezentare. Pompa de căldură F2120 este o pompă de căldură aer-apă și este un adevărat progres în ceea ce privește încălzirea locuințelor. Așa cum am zis, cel mai important lucru la acest model este coeficientul de performanță 5.0. Comparativ cu o centrală electrică, această pompă de căldură poate genera de 5 ori mai multă căldură. Asta înseamnă că poate încălzi un spațiu mult mai mare sau că poate încălzi același spațiu precum o centrală electrică și poate fi de 5 ori mai ieftin. În această pagină o să avem 3 taburi în prima parte și în tabul cu detalii o să aflăm că această pompă de căldură aer-apă este cea mai performantă de pe piață. Are un compresor cu inverter și cu o tehnologie AVI, ceea ce înseamnă că tehnologia AVI se bazează pe injecție de freon în compresor. Temperatura pe circuit de tur până la 65 de grade Celsius atunci când afară avem o temperatură de minus 25 de grade Celsius. Tocmai ce spuneam la început, este o caracteristică care o face să fie destul de importantă de luat în calcul, mai ales pentru zonele foarte friguroase. De-aia Nibe, spre exemplu, este lider de piață în sistemele de încălzire pentru locuințe, atât în țările nordice, dar și Cehia și Polonia. Prin partenerii noștri de la TrustExpert.ro, Nibe este prezent și în România și livrează soluții, deci nu doar pompe de căldură, soluții complexe pentru încălzirea locuințelor din țara noastră. Personal, am spus că pompele de căldură sunt viitorul și cred eu că acum este momentul lor să ajungă și în casele noastre, pentru că momentul ăsta, dacă ne uităm comparativ cu o altă soluție clasică, centrală pe gaz, centrală pe lemne, centrală pe peleți, lucrurile s-au schimbat destul de mult din punct de vedere al prețurilor. Și momentul ăsta, dacă putem să ne dăm deoparte și să gândim puțin strategic și pe o durată de timp mai mare, ne vom da seama că o pompă de căldură este din start alegerea perfectă, deoarece are și un principiu sustenabil în spate și poate să ne creeze și un confort financiar pe termen lung. Chiar dacă la început poate că trebuie să avem o atenție sporită la investițiile pe care trebuie să le facem pentru casa noastră, pentru că trebuie să avem o casă bine izolată, dar asta e valabil la orice sistem de încălzire. Sper că lumea o să înțeleagă totuși odată și odată că
O casă bine izolată nu înseamnă că ai pus polistiren și niște termopane. Contează și calitatea lor. E, toate lucrurile astea merg precum o ecuație mai complexă ca să poți avea căldură în casa ta. Degeaba ai tu casa bine făcută dacă izolația este prost făcută și ai pus termici. Poți să folosești ce vrei tu, că niciodată nu o să ai o performanță bună la încălzirea casei tale. Revenind, la detalii mai aflăm că include și funcția de răcire activă, are acces la conexiune trifazată până la 400V pentru întreaga gamă 8, 12, 16 și 20. O să vedem mai jos că o să avem mai multe module care sunt împărțite pe categorii 8, 12, 16 și 20. O conexiune monofazată de 230 pentru modelele 8 și 12. Asta înseamnă că dacă ți-ai făcut o casă și nu ai trifazic tras, ok, nu înseamnă că ești limitat să faci o investiție de genul acesta. Poți să te descurci pe 230 și cu unitățile de 8-12 și în felul acesta ți-ai rezolva problema fără a face o modificare la rețeaua electrică. Pentru că dacă ai 230 și vrei să schimbi în trifazic, e puțin complicat. Adică trebuie să faci niște solicitări pe la furnizorul tău de energie electrică și e un pic mai complicat. Are un ventilator silențios controlat de inverter ce duce la un nivel minim de zgomot, pentru că mulți se fereau de pompele de căldură din cauza zgomotelor. Nu mai sunt așa zgomotoase pentru că s-au schimbat, tehnologiile sunt mult avansate și plus de alta, acele pompe de căldură din trecut care erau și generau zgomote, se întâmpla chestia asta și din prisma mentenanței zero sau foarte puțină, pentru că dacă nu ai grijă, orice lucru, dacă nu ai grijă de el și nu-i oferi mentenanța respectivă la o anumită perioadă de timp, nu o să meargă niciodată la infinit în aceeași stare precum l-ai cumpărat. Așa că trebuie să ai grijă de ceea ce, de ceea ce ai, pentru că și produsul respectiv se va comporta ok cu tine și îți va livra tot ceea ce ai cumpărat de fapt. Această pompă care este din gama premium, vine și cu câteva accesorii incluse, cum ar fi racorduri antivibrante, suporți antivibranți, un filtru de particule. Cu ajutorul aplicației Nibe MyHub Link poți controla de la distanță tot sistemul tău de încălzire. Mie mi se pare chestia asta o chestie normală în 2022 și mi se pare foarte utilă. Să poți avea acces la sistemele casei tale de la orice oră, de la orice distanță și să poți avea controlul în tot ce înseamnă climatizare și încălzirea casei tale fără să fie acolo. Cred că ăsta este un atu foarte important pe care o pompă de căldură îl poate oferi și tu ar trebui să îl folosești pentru că te va ajuta pe tine, îți va genera un confort. Și această aplicație Nibe MyHub Link vine la pachet cu aceste produse. Avem aici un link care ne duce către Nibe MyHub Link și putem să vedem exact prezentarea aplicației. Nu o să facem asta în acest moment, dar avem aici câteva simulări, inteligent, premium și durabilitate și câteva screenshot-uri pe telefon care ne arată cum s-ar comporta un astfel de sistem când noi nu suntem acasă. Mie mi se pare foarte important, dar revenim la prezentarea despre care discutam. Despre funcționare, despre principiul de funcționare. Principiul de funcționare în teorie este unul simplu, însă în spate este o întreagă inginerie, mai ales dacă ne uităm că Nibe este un producător de pompe de căldură și soluții de încălzire pentru locuințe de peste 40 de ani. În toți acești 40 de ani, să oferi soluții de încălzire pentru locuințele, mai ales din țările nordice, este foarte clar că acolo există foarte multă inovație și foarte multă inginerie pe care nu aș putea să o explic în câteva minute. Însă, dacă ne rezumăm la un principiu simplu, această pompă de căldură preia aerul rece de afară și cu ajutorul unui agent frigorific îl va transforma în aer cald. Dacă ne ducem un pic mai simplificat, într-o explicație mai simplă, totul are legătură cu legile fizice și printre care una dintre ele ar fi că mișcarea aerului rece va ajuta moleculele să încălzească, să transforme aerul rece în aerul cald. Cam așa ar fi, într-o traducere foarte sumară, ceea ce ar putea să facă această pompă.
Mai departe, această pompă de căldură, această unitate, acest modul care va sta în afara casei, va comunica cu modul interior, pe care o să îl vedem și recomandat ca și compatibilitate cu acest model. Mai jos avem și o listă cu câteva accesorii. Accesorii care sunt opționale, dar în funcție de aplicațiile pe care le vei avea în casa ta și vei vrea să integrezi această pompă de căldură, vor fi foarte utile și le vei putea achiziționa. Spre exemplu, avem un accesoriu care poate fi foarte util și foarte important, o conductă cu încălzire pentru eliminarea condensului, un modul NIBSMO S40 pentru automatizarea inteligentă pentru controlul pompei de căldură. Deci asta este foarte important, eu l-aș lua fără doar ce poate în momentul în care aș achiziționa o pompă de căldură. Un modul interior complet NIBVVM 310, totul este integrat într-o instalație completă într-un singur modul interior. Mai avem încă un modul interior compatibil NIBVVM S320 și încă unul NIBVVM 500. Cel din urmă este un modul mai complex și este potrivit pentru o pensiune sau un bloc sau nu știu, o clădire de birouri sau un magazin, pentru că gestionează mult mai multe lucruri acolo și nu este musai necesar pentru o casă. Pentru o casă te poți descurca cu primele două pe care ți le-am menționat. Mai avem un accesoriu care se numește NIBRMU S40, care este un controller cu touchscreen, senzor de umiditate și temperatură integrat. NIBE ECS, un grup de distribuție inteligent pentru instalația interioară, care ajută modulul interior, deci un astfel de modul de tip NIBE VVM 310, are nevoie de un astfel de accesoriu NIBE ECS pentru a distribui către radiatoare, către încălzirea prin pardoseală sau ventiloconvectoare sau orice alt tip de nu știu, aparat ai tu care să-ți livreze căldura propriu-zis în casă. Și este foarte important. Mai avem încă un accesoriu NIBE AXC, care este un controller suplimentar pentru conectarea altor echipamente la automatizarea pompei de căldură. Și mai avem NIBE Pool. Acest accesoriu este foarte potrivit pentru încălzirea piscinei. Dacă ai o piscină interioară, nu știu, ai o piscină cumva acoperită și vrei să încălzești apa din piscină, acest accesoriu este foarte util. Uite cât de simplu poți folosi un echipament, o tehnologie să încălzești apa unei piscine. Cu altă metodă de a încălzi casa, ar fi foarte complicat să încălzești apa dintr-o piscină, nu e chiar atât de simplu. În schimb, cu o pompă de căldură poți face asta foarte smart, pentru că există accesorii, există tehnologie și lucrurile astea sunt foarte ușor de implementat. Acum, hai să vedem care sunt unitățile exterioare și care ar fi diferența între aceste unități exterioare aer-apă de la NIBE. Avem NIBE AMS, care sunt prezentate în coloana din stânga și sunt cu puteri disponibile între 6 și 16 kW, cu sistem split cu freon între unitatea externă și schimbătorul de căldură de tip HBS sau BASVM. Un cop de la 2 la minus 7, un cop 2.8 la minus 7 și 35 de grade pe tur, un compresor de tip twin, funcționare pe curent monofazat, deci merge pe sistem normal de energie electrică, zgomot exterior maxim 44 de decibeli. Următorul model ar fi de la NIBE F2040, cu puteri între 6 și 16 kW. Este un sistem monobloc cu schimbătorul de freon care se află în unitatea externă și cu agent termic între unitatea exterioară și instalația interioară. Tot așa merge, este potrivit pentru curent normal. Include funcția de răcire și este compatibilă cu automatizări precum cele menționate aici. Ar mai fi cel de-al treilea, care este cel pe care l-am și prezentat acum, F2120. Acest F2120, dacă ne uităm comparativ cu cele din stânga despre care am vorbit acum câteva secunde, vom vedea cu textul bolduit câteva lucruri care sunt în plus.
copul este mai mare la minus 7 grade, un sistem monobloc, compresor de tip scroll controlat prin inverter cu funcționare exclusivă pe compresor până la minus 25 de grade, eficiența sezonieră de peste 5.0, funcționare pe curent monofazat pentru modelele 8 și 12, așa cum am zis și la început, și trifazat pentru modelele 8, 12, 16, 20. Deci 8 și 12 sunt capabile să meargă și pe sistem normal și pe trifazat. Beneficiază de sistemul AVI, cel cu injecția de vapor de freon în compresor, ce crește performanța și scade consumul la temperaturi negative, restul fiind similare cu celelalte. Aș mai marca o mică diferență, care nu e marcată cu negru aici, ar fi că zgomotul exterior este de maxim 55 de decibel comparativ cu cea de F2040, care este la 61. Deci este între prima și a doua ca și nivel de zgomot. Astea ar fi diferențele între modulele imediat apropiate pentru comparativ cu această gamă pe care am prezentat-o acum. Pe scurt, tehnologia și modul, principiul de funcționare al pompelor de căldură este foarte similar cu frigiderul. Și anume prin tehnologia de comprimare a vaporilor și mișcarea aerului pentru a-l încălzi sau pentru a-l răci. O să găsești în această parte a paginii, o să găsești și explicația asta despre cum se produce căldura cu ajutorul aerului. Aici ni se explică că cu ajutorul unui ventilator, aerul rece din exterior este aspirat în interiorul pompei de căldură, unde intră într-un vaporizator. Acesta este conectat la un sistem închis ce conține un agent de răcire care se transformă din stare lichidă în stare gazoasă chiar și la cele mai scăzute temperaturi. Apoi, vaporii agentului frigorific intră într-un compresor, unde este produsă creșterea temperaturii acestuia până la temperatura necesară pentru a fi distribuit în instalația de încălzire a casei. Totodată, ieșirea din condensator a agentului frigorific se transformă din nou în stare lichidă, iar apoi ciclul se repetă. Avem aici și o rubrică cu mai multe specificații tehnice, dar aceste specificații tehnice, cel mai bine ar fi să intri în contact cu ele în momentul în care chiar te hotărăști să achiziționezi o astfel de pompă și vei putea lua legătura cu un consultant de pe acest site, unde tu vei prezenta cerința ta, proiectul tău. Și e foarte bine să ai un proiect bine făcut cu un arhitect, să ai un proiect de instalație, iarăși este foarte important. Și cel mai bine ar fi dacă poți să prezinți și detalii tehnice despre modul cum este casa ta izolată. Sau dacă ai o casă care, nu știu, este deja construită, cel mai bine ar fi să-i faci un audit energetic, nu certificat energetic, audit energetic, pentru că auditul energetic o să preia detaliile constructive și o să vezi exact situația ta, unde și care sunt problemele și ce anume îmbunătățirea trebuie să aduci ca să repari anumite probleme pe unde tu pierzi căldură. Aproape că am ajuns la final și desigur te întreb cât este prețul acestei pompe de căldură. Păi, o să mergem înapoi în tabul de sus, unde am aflat unele dintre cele mai importante informații și avem aici prețul cu TVA inclus. Pentru Nibe F2120 modulul de 8 la 230 avem 35.000 de RON, 35.035 RON. Pentru Nibe F2120 tot modulul de 8, dar trifazat, avem 39.084 RON. Pentru Nibe F2120 modulul de 12 la 230 avem 37.157 de RON. Pentru Nibe F2120 modulul de 12 trifazat avem 42.276 de RON. Pentru Nibe F2120, modulul de 16, trifazat, avem 46.393 de RON și pentru modulul de Nibe F2120 de 20, trifazat, avem prețul de 51.665 de RON, cu tot cu TVA inclus. Această pompă de căldură aer-apă Nibe F2120 este o pompă premium și îți oferă foarte multe lucruri, cum să zic, care să-ți fie utile pentru casa ta, dar și pentru alte aplicații complexe. După cum ai văzut, are deja câteva caracteristici în plus comparativ cu alte modele de pompe de căldură. Spune-mi în comentarii ce părere ai tu despre această pompă de căldură și dacă în momentul ăsta ai un proiect sau ai o construcție în derulare, ce soluție de încălzire te-ai gândit să adopți?
De asemenea, dacă ai întrebări cu privire la acest model de pompă de căldură, lasă în comentariu orice întrebare ai și atât eu cât și unul dintre consultanții de la TrustExpert.ro îți vom oferi răspunsuri care să-ți fie de ajutor. De asemenea, te invit să vezi în descrierea acestui clip link-urile care merg către site-ul celor de la TrustExpert.ro, pentru că acolo vei găsi o gamă largă de soluții, nu doar de produse și anume pompe de căldură, ci și soluții complexe pentru a încălzi spațiul tău interior. Până data viitoare, te salut și spor la treabă!